ajut dacă trec. Pentru a ne bucura cu toții la comunia tinerilor Mihai și Daniela Mihaela, da? Care sunt întrebați dacă din dragoste în față de altul cu bună voire au hotărât să se unească înaintea Dumnezeu și de totdeauna. Da, da, așa să ajute Dumnezeu. Acum descoperiți chipul vieții. Binecuvântat este Dumnezeul nostru de-auna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru robii Dumnezeu Mihai și Daniela, Mihaela, care acum se logodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Oameni miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să ne dăruiască nuntă cinstită, că mine împlinat și vis spre moștenire neamului și toate cerurile de sărătate și mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie ei slăviți de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește, păzește-ne pre noi, Dumnezeule, cu harul. Dumnezeu născătoare și pururea pe cea mai bună de la Sfânta Spre noi înșine unii prea alții toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Se rugodește robul Dumnezeu Mihai cu roaba Dumnezeu Daniela Mihaela. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rugodește robul Dumnezeu Mihai
cu roava lui Dumnezeu, Mihaela Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește robul lui Dumnezeu Mihai, cu roava lui Dumnezeu Daniela, Mihaela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește roaba lui Dumnezeu Daniela Mihaela cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Daniela Mihaela cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Daniela Mihaela cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avraam ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă ei descoperi să-i logodească pe Rebeca, însuși binecuvintează logodna robilor tăi acestora, Mihai și Daniela Mihaela, și întărește cuvântul ce și-au dat. Unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbăiască și femeiască și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre tăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne Dumnezeu, cel ce-a trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută scrobul tău Mihai și scroaba ta Daniela Mihaela și întărește locodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să te întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a premărit Daniel în țara Babilonului. Prin inel s-a arătat adevărul Tamarii, prin inel Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Sfibitor când a zis, dați inel în dreapta Lui și junghii vițelul cel gras mâncând să ne veselim. Această dreapta Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci pe cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelilor cu binecuvântare cerească. Amin. Și Îngerul Domnului se meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate și câte sunt și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericiți toți care se încred în Domnul și merg pe căile Lui. Maria ție, Dumnezeu nostru, Maria ție! Roadele osenelor voastre veți mânca. Fericiți și bine va fi vouă femeia, ca o mirositoare în latul de casă, iar fiii voștri să fie ca niște tinere mlădițe de măslin în jurul mesei voastre. Pace fie de acuri asupra casei voastre și în inimile voastre. Maria ție, Dumnezeu nostru, Maria ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm.
pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu vin se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru robile Dumnezeu, Cain și Daniel, Micaela, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze și nunta lor, ca și aceea de la Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de pruș bun și purtare fără de pricană în viață, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește, păzește-ne pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prebinecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și curăță, dar mai te urmă. Maria, cu toți sfinții pomeniți, ca cu urmează o rugăciune care te există, rugăciunea centrală. Pre noi înșine unii pre alții toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu se o dăm. Deci și ești aici în vecinea Mântuitorului. Acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Binecuvântate-și, Doamne Dumnezeu nostru, Sfințitorul nunții cele de taină și prea curate, puitor al legii trupești, păzitor al nesrigăciunii, bun chiverisitor al celor din această lume, Tu, Doamne, din început ai zis de ori, L-ai pus ca pe un împărat peste celelalte făpturi și ai zis, nu este bine să fie omul singur de acest pământ, să-i facem lui ajutor și nu una din coastele lui, adică din aceeași ființă cu bărbatul ai zis femeia, pe care văzându-o Adam a zis, iată acum, ostile oasele mele, trup din trupul meu ca și mine. Aceasta se va minte mie că din bărbatul ei s-a luat ea. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și una vor fi amândoi un trup, o inimă și un suflet, și pe care i-a unit Dumnezeu oamenii să nu-i despartă. Și acum, Doamne Dumnezeu nostru, trimite-ți darul Tău ceresc asupra rugilor Tăi Mihai și Daniela Mihaela. Îi dă roabei Tale darul să-și asculte soțul, dar tot lucrul și cuvântul Tău, Dumnezeu. Iar rogul Tău de harul să fie cap demn femeii și casei sale, viețuinde astfel după voia Ta. Binecuvântează-și pe Dâns și Doamne, cum ai binecuvântat pe Avram și Sara, pe Isaac și Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvântează-și, Doamne, cum ai binecuvântat pe Iosif și pe Ațeleta, pe Moisi și pe Zemfora. Binecuvântează-și, Doamne, cum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta, păzește-i și pe bunii și Doamne, cum ai păzit pe noi, Evgorabie, pe Iona Întubuchitului, de Sfinții Trei Tineri, cuptorul de foc din Babilon, când ne-ai trimis roa din cer, să vină și la tâi și bucuria, care a avut o fericită împărăteasă Elena când am luat Sfințita Cruce. Ți-adu aminte, Doamne, și de Lâmpi, cum ți-a adus aminte de Enoch, de Sim și de Ilie, de Sfinții 40 de ucenici cărora le trimis cununile din cer. Ți-adu aminte, Doamne, de părinților care au născut și au crescut cu drag și trudă, rugăciunile părinților întăresc temerile casei copiilor.
Se adu aminte, Doamne, și de nașii lor, care cu drag și grijă vor vedea la liniștea, curăția, trăinicia căminului finilor lor. Se adu aminte, Doamne, de toți nuntașii, împreună cu noi și dânsi, acum se roagă pentru unii mei, Mihai și Daniela, Mihaela, a căror cununie eu binecuvintează. Dăruiește să aibă copii buni, o întocmire în sufletelor și trupelor, în alții ca tuchirile banii, ca o vie odrăsită toată îndestularea vânt să sporească la tot lucru și ție bine plăcut și bun. Să vadă pe fiii fiilor lor înflorind ca niște tinere mrădiții de măsiri în jurul mesilor, bineplăcând înaintea ta, strălucească, Doamne, ca lumânătorii de pe cer cu tine, Domnul, care se gândesc slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Mihai, cu roaba ta, Daniela Mihaela, pentru că de către tine se însoțește de amată cu femeia. Unește-i pe dânsii într-un gând, încununează-i într-un trup. Dăruiește-i lor roadă pântecului dobândire de prunci buni. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robul Dumnezeu Mihai, roaba Dumnezeu Daniela Mihaela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul Dumnezeu Mihai, roaba Dumnezeu Daniela Mihaela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul Dumnezeu Mihai, roaba Dumnezeu Daniela Mihaela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se uitați. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunune roaba lui Dumnezeu Daniela Mihaela cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunune roaba lui Dumnezeu Daniela Mihaela cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunune roaba lui Dumnezeu Daniela Mihaela cu robul lui Dumnezeu Mihai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, sărutați, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărați, acum binecuvânteați preoții. Înțelepciune,
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Miluiește,
încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu Mihai și Daniela, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru nașii acestor tineri, Florin și Rodica, pentru părinți rudei, pentru toți sfântașii, pentru sănătatea, bucuria, mântuirea tuturor. Înger de pace, credincios, îndrătător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace, în pocăință, în dragoste și unirea o petrece, la Domnul să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și ne învredicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată și a zice. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și voi, Ioan. Iisai, eu stau aici. Fecioara, mă tântuie, și
Pe Sfânta Evanghelie Sfânta Crucei, mă ta mâna stângă pe comunie. Și ascultați, mărit să fii mire ca Avram și binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob umblând în pace și lucrând cu dreptate poruncile lui Dumnezeu. Ridicăm, iar dăm la Părintele, preștept la noi. Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, mă tac, când s-a pus jurăm încălaltă. Mă tac mâna cerici. Iară tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahila, bucurându-te cu bărbatul tău și păzind hotarele legii, așa cum a rânduit, m-a binevoit Dumnezeu. Mirile vine aici. Puneți mâna. Așa. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că peste zile cătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită. Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Pace tuturor! Capetele voastre Domnului să le plecați! Ascultați! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă de o ființă începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea viață lungă, copii buni, spor și în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile pământești, dar să vă facă vrednic și de bucuria bunătății opăgăduite și netrecătoare, cu rugăciune prea sfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților Lui. Ridicați-vă, toată bunătățelul, și iubiți-mi, facă Domnul ca nestrămutat să rămână acest act al unirii voastre înaintea lui Dumnezeu, cu cununia voastră la altar. Așa a zis Mântuitorul, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Nedespărțit să fiți totdeauna și toate câte s-au săvârșit acum să vă fie mărturie și aducere aminte. Ați primit inelele. Observați, inelul nu are nici început, nici sfârșit. Și o linie neîntreruptă. Așa să vă fie iubirea neîntreruptă și fără de sfârșit. Cununile le-ați primit cu binecuvântarea bisericii, precum ați auzit că s-a zis, Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste încununează-i pe dânsi. Pacă, Domnul, ca vrenii de mărire și cinste să fie căminul vostru, model de unitate, de dragoste,
de credincioșii unul față de altul și amândoi față de Dumnezeu, care va uni în această unitate să răsară copilașul spre bucuria voastră, a părinților, a nașilor, a familiei, a neamului, a bisericii, a lui Dumnezeu, a lor înșiși. La apostol, Sfântul Pavel a zis, cum e unit Hristos cu biserica, așa să fie unit bărbatul cu femeia, până la jertfă unul față de celălalt. Iar la Cana Galilei, Mântuitorul a prefăcut, a schimbat apa în vin. Vin care apoi se preface în sânge dumnezeiesc, în Sfânta Împărtășanie. Așa se cunoască suișuri din bun în mai bun căminul vostru, din desăvârșire în desăvârșire. Dacă veți păzi și voi această lege care o spuneam adesea a bătrânilor noștri, așa am apucat eu de la părinți. Bărbatul avea această lege. Nu știu la viața mea decât un Dumnezeu și o nevastă. Iar femeia avea legea casitate până la altar și fidelitate până la moarte. Și cu legea asta, femeică, a dăinuit neamul nostru și a dăinuit, nu? Facă Domnul ca chiar dacă s-ar părea această lege nebătrânească, dar nu învechită. Nu învechită. E mereu actuală. Așa să fiți unul pentru altul. Așa să gândească. Doamne, n-am decât pe nevasta mea și pe tine. Un Dumnezeu și o nevastă. Și tânăra la fel să gândească. Cu această sfântă credincioșie. Rugăciunile părinților, spune rugăciunea bisericii, stau la temelia casei copiilor și rugăciunea voastră. Cu rugăciunea să începeți cu Tatăl nostru și cu ea să sfârșiți ziua, încredințându-vă ocrotirii Bunului Dumnezeu, care vechează sponsor și ziua și noastră. Și mai ales nașii v-au purtat luminile, v-au pus cununile și inelele. Să-i aveți ca pe părinți sufletești, vezi ce dați așa de tine. Da, sunt însă părinți sufletești și e și pentru dânsii tot un cuvânt bătrânesc. Și anume, ci să ai minte de bătrân desăvârșit și inimă de copil neprihănit. Se pare după chipul dumnealor că așa arată, cu minte înțeleaptă de bătrâni și cu inimă curată de copii, cum sunt și tineri. Și atunci vă vor împărtăși din inima dumnealor bună și curată, cu dragoste și rugăciune pentru fiii dumnealor. Și cu rugăciunile noastre ale tuturor, care să vă stea la temelia casei, să nu uitați biserica în care ați primit darul, să o cercetați, să vă primiți mereu har, și noi ne rugăm ce am binecuvântat să dureze, să dureze așa cum am binecuvântat pe totdeauna, uniți într-o casă de piatră, cum zicea Domnul și bătrânii, adică întemeiată pe credință, pe înțelegere, pe adevăr și pe dragoste. Așa să vă ajute Dumnezeu. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta mânta cinstită, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru căciunile prea curate, Maicii sale ale Sfinților Măriților și tuturor udaților apostoli, ale Sfinților Dumnezeu încrunați și întocmai cu apostolii împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Marului Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Mirilor Mihai și Daniela Mihaela, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate în sănătate, în pace, în credință și în dragoste, și întru toate bună sporile, și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
Cornașilor, Florin și Rodica, închinați-vă. Dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, în sănătate și în pace, în credință și în dragoste, într-o toate bune sporire, și păzește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască. Bucurii să părinților acestor tineri, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate și tuturor vântașilor, în sănătate și în pace, în credință și în dragoste. Și păzește pe toți într-un mulți ani. Mulți ani trăiască. Să nu uiți, dar asta rămâne.